Administrația Națională pentru Meteorologie, ANM, anunță că în mini-vacanța de Rusalii, adică între 1 și 5 iunie, vremea va fi instabilă în majoritatea regiunilor. Vom avea și averse și chiar descărcări electrice în unele zone. În Dobrogea, în prima săptămână, vom avea valori termice normale pentru această perioadă, cu tendință de creștere a temperaturii în prima parte a intervalului, după care temperaturile vor scădea treptat. Maximele se vor situa între 21 și 26 de grade, iar minimele vor fi cuprinse între 13 și 17 grade Celsius. În a doua săptămână, temperaturile vor crește ușor, cu maxime medii cuprinse între 21 și 24 de grade, iar minimele vor fi de 14-16 grade. În acest weekend ne putem aștepta și la ploi izolate, însă turiștii sosiți pe litoral pentru a-și petrece această mini-vacanță la malul mării se pot bucura totuși de puțină plajă, chiar dacă temperatura apei mării nu este prea ridicată, având maxim 17 grade. În schimb, dacă vorbim despre întregul sezon, ANM avertizează că vom avea din nou o vară caniculară și secetoasă, nu numai la noi, ci în mai multe regiuni din Europa. Până atunci, să ne bucurăm de soare, pentru că destul am avut o iarnă prelungită.